sau trei gânduri, trei întrebări cele mai frecvente în comunicarea cu potențialii participanți la cursul de Facebook. Prețul este prea mare. 2. Cine e speakerul? 3. Despre ce ați discutat? Ce teme vom aborda în acest curs? Prețul este o întrebare destul de serioasă și practic toți în orice serviciu practic vor să negocieze, ori prețul este un factor decisiv. Noi am creat diferite formate. Am avut cursuri de 100 de persoane, de 25 de persoane. Acum este o a treia ediție, a treilea grup cu câte 5 persoane. De aici revine că prețul este pe măsura informației pe care noi o livrăm. Acest curs nu este pentru persoanele care vor să afle mai multe despre Facebook, dar nu, ele nu se vor ocupa cu Facebook-ul. Atunci investiția nu este una corectă. Investiția de 200-250 de euro este pentru cei care nu au posibilitate să investească lunar outsource la o companie pentru social media de la 100 la 300 de euro. Sau pentru cei care nu au posibilitate să angajeze, ori nu găsesc un social media care vor plăti de la 3 la 6 mii un angajat. Minimum. Avem câteva teme care credem necesare pentru fiecare care se promovează. Deci dacă vorbim despre cine este speakerul, speakerul sunt eu, Dumitru Talmazan, de vreo 3 ani de zile, intens lucrez cu Facebook-ul, un pic cu Instagram-ul, dar mă acces doar pe Facebook, nemijlocit. Și în spate este o experiență, cred eu, destul de mare, ca să-mi permit să vă povestesc despre case-urile la care am lucrat. Sunt companii mici, sunt companii foarte mari din Republica Moldova la care le-am setat campanii și asta îmi permite să analizez un pic activitatea și să pot să vă dau sfaturi în anumite situații. Din păcate, nu pot să pun toate logotipurile cu care am lucrat. Și, în general, noi nu avem un landing oficial unde să convertim în cursuri. Pentru că dacă sunt doritori, noi lansăm un curs și nemijlocit setăm și o mini-campanie în care să spunem la mai multă lume ca să umplem, să nu fie doi oameni doar. Dar avem un mini landing page pe pagina noastră de Facebook la site, puteți să clicați și acolo sunt logotipurile la care am setat. La o parte din companii cu care am lucrat, am vorbit la peste 300 de persoane despre Facebook și mi-am dat seama că sunt anumiți oameni care au nevoie de niște sfaturi basic. Ei pur și simplu nu aveau de unde să știe despre faptul că, nu știu, trebuie să aibă pixel pe site. O parte din cei care privesc acum video spun, eu am pixel. Bravo! Bravo și do it performance înainte. Dar sunt foarte mulți oameni care au nevoie de aceste sfaturi. De ce noi lucrăm pentru ei acum? E un curs pentru cei care vor de la zero să pornească, să facă un refresh sau să cunoască ceva nou și să se învețe cum să seteze campanii. În 5 zile de curs, noi trecem câteva direcții de tematici. 1. Contentul, scopul contentului, tipuri de content, câte postări să facem, 36 sau 2, sau poate în general nu trebuie de postare pe Facebook, sau trebuie una în lună. Discutăm cu fiecare în parte și încercăm să ne dăm seama, pentru că nu este o formulă când să postați, la ora 9 seara, ori la 8.30. Nu este. Părerea mea din tot ceea ce am lucrat noi. Nu este o regulă. Facebook-ul fiind un organism viu, continuu trebuie să vă adaptați la ce postați, când postați, pentru cine postați. Discutăm despre promovarea posterilor. Boost direct din pagină, din Power Editor, cu audiențe create sau fără audiențe create, cu targetarea a însăși postării fără promovare sau nu. Discutăm despre tipuri de campanii. Ce facem? Facem lead generare, click to website, conversii spre website, facem boost, increased reach, brand awareness. Deci dacă tot ce vorbesc eu acum este pentru voi ceva nou, precis vă trebuie cursul. Dacă știți ce înseamnă CPC, PPC, CTR și toate
abrevierele Facebook-ului, discutăm și despre ele. Vă trebuie business manager sau nu vă trebuie? Câte conturi de reclame trebuie să creați și dacă e necesar să aveți mai multe? Discutăm despre audiențe, baze de date, cum să încărcăm audiența, cum să o multiplicăm dacă ne trebuie audiențe, cât de des să le facem update-uri, să șăruim audiența ori să cerem audiența de la alții pentru că să setăm o campanie mai eficientă. Despre metrici, cum să le citim. Deci e atât de multă informație că chiar și cei care o fac ar fi bine să facă un refresh, să întrebe asta am făcut, înseamnă că sunt pe calea cea dreaptă. Da, această informație este în internet foarte mult. Și inclusiv în cadrul cursului vă dau toate link-urile de unde eu mă învăț. Facebook are site-ul oficial unde poți primești certificare. Plus sunt o sumedenie de videouri. Minusul lor este, din perspectiva mea, că unul nu este adaptat la Moldova, pentru că noi avem nemijlocit peste 700 de mii de conturi, 750 ceva din seria asta, pe Facebook și nu putem să comparăm cu strategia care ne-a dat americanii cu câteva milioane de oameni. Doi, e mult mai conversional când vă aflați într-un mediu în care sunt încă 5 persoane care pun întrebări care vă doară și pe voi. E altceva. Dar fiecare decide ce investiție și în ce direcție să facă. Pot să spun doar un lucru, că nouă ne place să facem cursuri. Dacă voi vreți, noi le vom face mai des. Dar pentru asta trebuie să ne scrieți în privat. Sugerez să comentați dacă aveți gânduri interesante sub acest video. Suntem foarte deschiși pentru o critică constructivă și pentru comentarii mature. Iar dacă aveți interes și vreți să beneficiați de prețuri preferențial, atunci scrieți până mâine dimineață nouă în privat și ne vedem la curs. Mai avem încă, dacă nu greșesc, două locuri. Dacă vor fi mai multe, poate mai creăm un grup. Dar noi nici timp nu avem prea mult pentru momentele astea. 5 persoane care se înregistrează primele, care achită primele. Cu acei facem curs, restul discutăm după, în luna viitoare, ori asta, mai la sfârșit. Plus o să avem un curs de 100 de persoane de o zi, dar cu detalii revenim pe parcurs. Aceste trei motive sunt de bază și ca să nu răspundem la fiecare în privat și poate nu ați înțeles scopul cursului, nu e o problemă, pur și simplu nu am vrea să procesăm 100 de contacte care spună, nu am înțeles, e gratuit ori cu plată. E cu plată, e foarte consistent, doar 5 persoane în curs, e important pentru voi dacă lucrați nemijlocit cu pagina voastră de brand. Facebook. O să trecem un pic și Instagram, dar nu ne băgăm încolo. În general, fiecare platformă, vorbim de platformă, ar însemna Facebook, Instagram, Adnăclasnike, Vcontacte, Google+, YouTube, presupune efort. Nu vă... În rus este un cuvânt răspăleață. Pe toate platformele, dacă nu aveți buget să mențineți o pagină calitativ, faceți una bine, pe urmă mai faceți una. Like-uri la toată lumea, sper să aveți o zi extraordinar de frumoasă, cu sărbătorile de mai ne așteaptă o perioadă destul de interesantă.